Cei peste 52.000 de elevi și preșcolari din județul Hunedoara s-au întors de astăzi la școală după vacanța de iarnă, însă au fost nevoiți să treacă printr-un triaj epidemiologic înainte de a ajunge în clase. Ministerul Educației a transmis o serie de obligații către inspectoratele școlare și către conducerea unităților de învățământ pe fondul evoluției cazurilor de gripă și a infecțiilor respiratorii acute. Am organizat întâlniri cu directorii unităților de învățământ și am transmis aceste măsuri astfel încât să limităm pe cât posibil răspândirea virusului gripal. Astfel, la nivelul fiecarei unități de învățământ se realizează triajul zilnic al preșcolarilor și al elevilor de către cadrele medicale, acolo unde există cabinete medicale și cadre medicale, sau putem apelăm și la sprijinul cadrelor didactice. De asemenea, e foarte important să comunicăm cu părinții și să îi rugăm să vadă dacă starea de sănătate a copilului înainte de a-l trimite la școală este una bună. Dacă are simptome, recomandarea este să ia legătura cu medicul de familie și dacă se impune în tratament să se întâmple acest lucru. Elevii și preșcolarii care vor avea simptome specifice gripei ori virozelor respiratorii nu vor fi lăsați să intre în colectivitate, conform recomandărilor făcute de către Ministerul Educației, iar părinții acestora vor fi anunțați pentru a-și prelua copiii. Reprezentanții Inspectoratului Școlar recomandă dascălilor, dar și elevilor, să poarte mască de protecție facială și să ia toate măsurile de precauție. Asigură materiale necesare, dezinfecție periodice a mâinilor și a suprafețelor din toate încăperile școlare. Se recomandă aerisirea periodică a tuturor încăperilor și, sigur, pentru elevi, astăzi s-au făcut recomandări pentru respectarea etichetei tusei și a strănutului și utilizarea batistelor de unică folosință când este cazul. În județul Hunedoara funcționează 102 școli de stat și 16 unități de învățământ particulare, însă există doar 69 de cabinete medicale cu doar 59 de asistente medicale și 19 medici școlari.